Bine, Mădălin! Bună dimineața, fraților, și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, fraților, este o dimineață superbă de miercuri, este ora 10, soarele este pe cer, sunt momentan 10 grade. Nici nu m-am trezit bine, doar mi-am făcut un duș, nu am mâncat absolut nimic, dar mergem la Sherry pentru că vrea să filmeze un vlog foarte interesant, ceva cu un test poligraf. Sigur știți vlogurile alea vechi al lui Sherry cu testul poligraf, așa că astăzi mai face unul, nu știu exact ce și cum, cred că îl face cu smără, dacă nu mă înșel, nu vreau să vă dau foarte multe spoilere. Ne-am făcut declarația și ne punem pe drum, facem un sfert de oră până la Sherry și chiar voiam să vorbesc și cu voi, fraților, despre toate nenorocirile astea cu declarații, cu foi, cu carantine, cu chestii, pentru că nu mai înțeleg, fraților, ce se întâmplă. În primul rând vreau să spun că nu vreau să instig la nimic sau nu vreau să spun absolut nimic, vreau doar să-mi spun părerea cât se poate de subiectiv și să aflu și părerile voastre din secțiunea de comentarii. Asta mă interesează pe mine cel mai mult, să aflu și părerile voastre. Poate privesc eu greșit din punctul meu de vedere, habar n-am ce se întâmplă, sincer, fraților, dar să o luăm cu începutul. Mie, în primul rând, personal, mi se pare stupid ca acum, da, înțeleg, anul trecut ce a fost, dar acum să carantinezi toate localitățile din județul Ilfov și să trebuiască să ai nevoie de declarație în fiecare moment al zilei în Ilfov, da, unde mă aflu eu. Adică îmi trebuie declarație și ziua și noaptea și orice s-ar întâmpla, pentru că, frate, e zi, adică lumea acum gata, circulă, lumea muncește. Dacă vă arăt cei pe străzi aici în tunari, adică e full, nu e ca și cum s-a întâmplat ceva și mă oprește poliția în dușmănie, adică în dușmănie sunt oprit de poliție. Sunt două echipaje de poliție care stau mereu. Doamne, să nu ne oprească acum. Ia să vedem. Nu, nu ne-a oprit domnul polițist de data asta. Am avut noroc, dar mai avem un filtru pe drum. Dar ok, asta cu carantina, cu declarația, hai să zicem că o înțeleg. Dar ce nu înțeleg, fraților, e închiderea magazinelor la ora 6 și carantina de la ora 8. Dacă am înțeles eu bine, pentru că oricum nu e nimic clar, pentru că eu cel puțin nu am înțeles nimic din toate reglementările, schimbările astea, adică nu mi se pare un talmeș, balmeș, doamne, deci nu înțelegi absolut nimic. În primul rând, să închizi magazinele la 6 e cel mai stupid lucru, pentru că în primul rând ai nevoie de magazine, da, oamenii au nevoie de magazine, de cumpărături, ce o să facă oamenii? O să se îmbulzească la benzinărie, logic, adică e logic, asta am pățit-o și eu. Și asta cu ora 8, adică acum la ora 8 încă e soarele pe cer, adică efectiv nu pot să o înțeleg, de ce e nevoie de la ora 8, ce se întâmplă după ora 8, adică tot ce face să creezi aglomerație, panică și îmbulzeală, adică e foarte multă îmbulzeală. Nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul acesta în vlogul ăsta, pentru că nu mi se pare că are sens, pentru că mai am auzit multă lume care s-a plâns de subiectul ăsta și până la urmă noi nu avem ce să facem, fraților, adică nu avem ce să facem. Putem să ne plângem noi toată ziua, bună ziua, nu o să se schimbe absolut nimic, asta este. Bună ziua, dați-mi și mie, vă rog, un Mac Toast și mai dați-mi, vă rog, un Mac puișor meniu. Nu, de fapt nu, un Mac puișor. Ba da, meniu, da. Și mai dați-mi, vă rog, încă un Mac Combo cu Mac puișor și suc. Mamă, băieți, am stat ceva, 80 de lei, 70 de lei, ești nebun. Bună ziua. Haideți, fraților, că mai stăm un pic în parcare să așteptăm mâncărica și după aceea revenim direct de la Sherry. S-a deschis și ecranul de la senzorii de parcare. Revenim, fraților, de la Sherry. Noi am ajuns, dar l-am sunat pe Sherry să coboare pentru că nu puteam să car toate astea singur. Uitați-vă ce avem aici, mâncare, biscuiți, un spray. Camera, nu aveam suficiente mâini, așa că am chemat ajutoare. E 10:40, acum vine și Mădălin pentru că a fost să-și facă test de dimineață și de asta a întârziat și vedem ce filmăm. Fraților, am ajuns și la Sherry, ne-am pregătit aici, ne-am echipat, ne-am făcut. Ești gata să dormi pe canapea în seara nu asta? Nu dorm, mă, pe nicio canapea. E, nu dorm. Uitați-vă aici la scaunul ăsta frumos, smara care scrie întrebările lui Sherry să-l distrugă. Mamă, dacă vezi ce întrebări sunt, dacă s-a terminat cu ce întrebări sunt. Ia să vedem ce întrebări. Nu arătăm. Băieți, începe testul poligraf. A venit și pană cu camera aia lui monstru. Un pic pe cameră. Mamă, dar ce obiectiv ultra wide, dai. Nu, îți place? Îmi place, cum să nu-mi placă. Așa, scaunul poligraf, acolo o să stau eu cu Mădălin. Îl avem pe Octavian, șeful la poligraf frumos aici, care șeful strică multe relații, Octavian aici. Eu aici cu jumătate de sânge luat din mine.
palid. Ești mai alb ca peretele, ești nebun. Nu-i bai, lasă că e bine. Chiar sunt tare curios cine o să fie mincinosul de astăzi, dacă Shelly sau Smără. Ai emoții? Te simți un pic? Un pic, un pic te așa. Te simți cunosc ca pe căciulă? Un pic așa. Te primezi la mine dacă e, nu e problemă. Deci am terminat filmarea, dar acum vreau să spun că am primit foarte multe comentarii așa. La vlogul meu cu Shelly și a cumpărat Maybach de 250.000 de euro. Clickbait ne simțit. Și vreau să ți le citesc, avem așa. Bă, nu cred că Shelly a cumpărat-o. De unde să aibă el atâția bani? A, da. Am împrumutat de la cineva și se laudă că acum el ai cumpărat-o. De ce te lauzi, bă, că ți-ai cumpărat Maybach? Nu m-am dacă a cumpărat-o. Zii, mă, de ce? A făcut ăsta un clickbait. De ce te-ai lăuda, mă? Un clickbait din ăla nesimțit, dar uite, dar la titlul ăsta ce vlog pui? Păi așa gândește YouTuber-ul. Bă, pune și vlog la titlul ăsta sau... Următoarea întrebare este, dar ce ai făcut cu CLS? Și aici vine titlul. Shelly și-a vândut CLS-ul? Da. Ce ai făcut cu CLS-ul, Shelly? E un parc aia subterană, la minusul. A, nu mai ai Maybach? Nu, am dat Maybach. Ne-a păcălit Shelly, vedeți? Shelly vă minte, copii. Da, cred că eu, nu el. Și mai avem un comentariu foarte amuzant, că ai 18 ani de conduci mașina. A, nu, dar place mie să merg așa cu mașina prin oraș, să fac dosar penal, știți cum e. Încă n-am luat carnetul, dar am zis, da, ce se poate întâmpla, nu? Nimic, nu? Mergem și noi acum, fraților, să mâncăm, a terminat filmarea, a ieșit o filmare super mișto. Shelly a fost un pic prins cu musca pe căciulă, cu niște minciunele, Smaranda la fel. O să vedeți pe vlogul lui. Mergem la Poligraf, apare în curând pe canalul meu de YouTube, băieți. Și acum noi mergem la restaurant, vedeți acum pe canalul meu de YouTube, hai să mergem. Fraților, este a doua zi și continuăm vlogul pentru că sunt cu Ioana într-o zi foarte frumoasă. Uitați-vă ce soare afară, este super, super cald, stăm la tricou și am venit să mâncăm ceva la un mini date, așa să-i spun, de 1 aprilie. Foarte amuzant că astăzi este 1 aprilie, am venit la Ioși, evident am luat niște creveciori foarte frumoși în sos picant, un orez prăjit cu niște creveți, evident am mâncat unei bushimaki așa pe post de antreu și Ioana și-a luat niște noodles super nebuni, dar buni, sper, sigur sunt buni. Cu ce sunt aia? Sunt cu legume. Și cu creveți, dar nu prea-i văd momentan. Cred că o să trească să sap prin ei ca să găsesc creveții, abia aștept. Și astăzi, de 1 aprilie, fraților, nu facem foarte multe. Eu m-am culcat destul de târziu, m-am trezit târziu, nu prea avem timp, deja e ora 2:30 și cum se închide totul la 6 și nu mai poți să ai acces nicăieri. O să mai mergem doar până la mall la Băneasa pentru că vreau să cumpăr un fidget pop-it din ăla pentru că am văzut că e super trending pe TikTok și poate facem niște TikTok-uri interesante cu el sau ceva. Nu știu exact, dar nu vreau să-l comand de pe net, că o să-mi vină în 100 de zile. Și mie îmi place când cumpăr ceva și am chef să cumpăr ceva, mă duc, l-am cumpărat. Nu stau să-mi vină prin curier, prin așa că nu suport. Misiune eșuată, băieți, trebuie să ajungem la un magazin care nu mai există în mall și se pare că am venit degeaba, mă rog, degeaba. Acum ne plimbăm prin magazine, că a venit Ioana la mall și acum vrea să-și cumpere haine. Super! Fraților, plecăm nevictorioși de la mall, din păcate, pentru că nu am mai găsit ce căutam, dar nu e nicio problemă, am vorbit cu Maria Neguiță, o știți deja din vlogurile mele și a zis că îmi cumpără ea de la AFI, de la mall, de la ea de acolo și vom merge și noi spre casă, este ora 4, o zi destul de relaxantă, mai nemuncitoare să spun așa, fraților, dar asta este o zi frumoasă oricum, dar oricum mâine avem 4 ore de meditații, 2 la română, 2 la logică, deci ne pregătim pentru BAC, pentru cei care m-au întrebat foarte mult pe Instagram ce faci Gami cu BAC-ul, eu chiar să știți că învăț pentru BAC, chiar mă pregătesc, fac meditații, nu vreau să arăt foarte mult asta pentru că mi se pare că vă încarc și pe voi aiurea, pentru că și voi aveți stresurile voastre, poate aveți și voi BAC sau evaluarea națională și nu are sens să vă încarc energetic cu prostiile mele și vreau doar să vă transmit o energie bună. Fraților, astăzi a fost o zi atât de anostă pentru că efectiv nu s-a întâmplat nimic interesant, planurile după cum ați văzut la Băneasa nu au mers, dar mergem acum să îl luăm pe Mădălin de la spital, suntem cu Sebi pentru că și-a făcut operație de deviație de sept, băieți, da, e o chestie destul de nasoală, dar nu extraordinar de nasoală, adică nu știu cum e, știu că cred că și mama are, dacă nu mă înșel. Ajungem în 3 minute la spital la el, Sebi nu putea să meargă singur că trebuia să-i conducă cineva și mașina lui Mădălin, dar ajungem acum și chiar sunt tare curios cum arată Mădălin, că am văzut pe story că era, avea nasul borcan, ești de bun? Și ce zice Sebi? Că ți-a arătat oasele în borcan, i-a scos oasele și l-a pus într-un borcan? Da. Bine, ești nebun? Ce să mănânce. Ah, frumos, frumos. Haideți că ajungem acum, facem dreapta și după aia facem stânga și ajungem la spital la el și după aceea vreau neapărat să-i văd fața și să facem și o poză de thumbnail corespunzătoare, știți ce zic, adică nu putem să ratăm ocazia, sunteți nebuni. Bine, Mădălin! De ce ți-ai făcut deviație de sept? Da, frate, și curge o pic sânge. Și ce înseamnă asta? Adică ce aveai? Aveai oase în nas, gen. Vrei să vezi oasele? Da, eu da. Nu le-am mai luat cu mine că le-am dat foc. Nu cred. Trebuia să le iau, uite aici ce vă scoți din nas. Vai de
Vai de, vai de capul meu, stai. Nu știu. De la un pumn, de la ce ai pățit asta? Că erau oase, mi se păreau rupte, adică păi nu. Păi, îți dai seama că le-au rupt, că le-au tăiat el. Ah, dar a fost greu, de la ce ore ești aici? De la 7 dimineața, am intrat în operație la 10. M-a trezit pe la... Băi, 7, sunteți de bun, e 7 seara. M-a trezit pe la... Nu mai știu că m-a trezit. Și am încercat să dorm, dar n-am putut să dorm. Îți dai seama că m-a chiruit. Mamă. Mă doare gâtul că nu pot să beau apă. Mamă, hai că te ducem acasă și te facem bine. Mamă, dar arăți îngrozitor, zici că ești mort, nu vei. Astea-s pijamalele de la spital? Nu, sunt pijamalele mele de 5 milioane. Da, 5 milioane de pijamalele astea? 2 milioane și plus m-am mai luat ceva tricou și șosetele astea, m-am ajuns la 5 milioane de pijamalele. Da, fraților, lăsăm pe Mădălin să-și revină și cred că revenim din, de acasă sau din mașină cu outro. Am ajuns și noi acasică și m-am apucat să spăl terasa. Am scos tot ce era în terasă. Ca să spăl terasa, uitați-vă, jeg aici, am mâncat-aș gura asta. Aici am dat un pic cu furtunul pentru că m-a ajutat asta tatălui Zbâr să montăm robinet aici, că nu aveam. Și am cumpărat un furtun ca să spălăm și uitați-vă, ești nebun, satisfying, ești nebun, cel puțin, ia vedeți. Uitați-vă cum se duce jegul. Ziceți voi că asta nu e super satisfăcător, sunteți nebun. Uitați-vă cum se duce tot jegul. Dar mă duc acum să mă schimb și eu că sunt în blugi și nu mă simt confortabil. Dau pe terasă cu furtunul, după aia vreau să dau și cu mopul electric. Pentru că am uitat să iau carherul ăla de al tatălui Ioanei, ăla cu presiune, jetura puternic. Probabil o să dăm și cu ăla, dar măcar vreau să fac terasa funcțională. Pentru că e soarele așa frumos afară și nu puteam să o accesăm pentru că era super mult jeg. Dar astăzi am zis gata, spălăm terasa, mai ales că avem o seară mai liberă. Și da, frate, ce vom încheie și noi acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați. Eu am fost Gami ca întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!